Salut, berbeci! Voi face citirea pentru luna plină din Rac, lună plină care se perfectează pe 27 decembrie la ora 2:32 de minute, ora Bucureștiului, și bineînțeles gradele, să le spun 4 grade și 58 de minute, Rac. Pentru voi reprezintă o casă a familiei, deci pentru cei care aveți ascendentul în berbec, femeile, luna plină, dar și ascendentul. Sau puteți să vă uitați și la zodie să le verificați pe amândouă, să vedeți unde vă încadrați. Când nu vă cunoașteți chiar foarte bine ascendentul. Deci vorbim de o casă a patra. O casă a familiei, a căminului, legată de trecut, de părinți, de relațiile pe care le aveți cu părinții sau chiar cu persoanele, să zicem, cu partenerul de viață. Vom cere în primul rând sfatul oracolului Lenormand. Și iată că aici apare o ceartă. S-ar putea să aveți discuții, neînțelegeri. Această influență a lunii pline întotdeauna ne arată rezultatele la ceea ce ați întreprins cu 6 luni în urmă, în acest domeniu de viață, deci al familiei. Proiecte, poate cumpărarea unei case, poate discuții despre o casă, despre modernizare, orice, despre cămin, sau discuții chiar cu partenerul de viață sau cu părintele de același sex. Haideți să vedem ce spunem aici. Avem o alegere. S-ar putea ca voi să aveți o alegere de făcut, o alegere destul de dificilă, care va aduce, am zice, probleme, fiindcă poate fi vorba despre un copil sau poate fi vorba despre, nu despre un copil, despre un lucru minor. S-ar putea să primiți o veste, să primiți o informație despre o situație unde voi să puteți să faceți o alegere, să vă gândiți la o soluție și totuși această soluție s-ar putea să fie norocoasă pentru voi, adică să fie benefică. Un copil care va aduce noroc, un copil care va aduce bine. Și totuși aici mai aveți și această, am zice, coasă care ia vine în poziția unei călătorii, o călătorie de afaceri, ceva care se soldează cu un accident. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să fiți destul de prudenți, fiindcă această lună plină va aduce această alegere, această posibilitate să rezolvați o situație, dar dacă veți călători, trebuie să fiți foarte atenți. Poate să fie o călătorie legată de bani și voi să fi avut o opțiune dacă să mergeți în această călătorie sau nu. Haideți să vedem ce spun și runele. La fel voi răsturna sacul și uitați-vă că sunt aici niște situații. Bun, deci vom discuta exact ceea ce a venit aici. Dacă vorbim de bani, uitați, de bani, dacă călătoriți pentru bani, trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă nu veți avea noroc. Deci dacă voi vă bazați că veți avea noroc, nu veți avea acest noroc. În schimb, această rună care reprezintă arborele de tisă, vă spune că
fixați-vă un scop, fiindcă veți primi ajutor, adică ajutor divin, să vă susțină, să vă puteți atinge acest scop, cu toate că voi n-ați avut noroc de banii pe care vi-ați propus voi în cap, dar s-ar putea să fie așteptat ca acești bani să vină din partea familiei și ei n-au venit. Deci nu vă puteți baza pe banii care ar trebui să vină din partea familiei. Și iată de ce, da, deci ne gândim și la casa a patra, deci legat de casă, de familie. S-ar părea că acești bani nu-i veți primi. Aveți aici o rună care spune că totuși așteptați-vă la daruri, la schimbări, aspecte benefice și, în primul rând, să dați importanță sănătății, să vă alțați foarte mult și pe sănătate, pe vitalitate, fiindcă aveți aici o rună care reprezintă bourul sălbatic și arată că veți avea o vitalitate scăzută, probleme de sănătate, eforturi pe care le faceți, dar și nervozitate. Și aici aveți o rună care spune că o să vă mutați. S-ar putea ca unii dintre voi chiar să fiți în posesia acestei mutări, să aveți această mutare. O mutare cu locul de muncă, dar vorbim de casa a patra, nu, deci de cămin, de familie, de casă, și atunci ne gândim că chiar vă mutați într-o locuință, într-o altă locuință, este o mutare. Este o mutare benefică pentru voi, deci de un aspect foarte benefic, unde trebuie să vă așteptați ca această lună care este a schimbării, fiindcă luna plină ne aduce și schimbări. Nu noi ne facem un plan, muncim să ne atingem un scop, dar ea poate să ne aducă și schimbări. Și schimbarea vine cu această lună care spune că vă ajută să încheiați un aspect care era totuși negativ, uitați-l acesta, da? Adică voi v-ați baza pe niște bani care ar putea să vină din partea familiei, dar n-ați avut noroc, nu se puteți să-i primiți, dar fixați-vă un scop, fiindcă aveți o susținere, veți reuși. Și iată, susținerea vine din această rună care spune că veți primi ajutor, adică această rună vă susține, divinitatea vă ajută să reușiți ceea ce v-ați propus, în primul rând, dar și să rezolvați o situație în favoarea voastră, o situație care poate că va aducea destul de mulți nervi, dar așa cum mai scrie și aici pe această rună, că dacă vă fixați un scop, îl veți atinge. Și să vă pregătiți pentru o schimbare, o schimbare radicală în viața voastră. Deci mergeați într-un sens până acum și după această schimbare, după această încheiere, această finalitate, fiindcă ea va încheia acest aspect, da? Va urma o perioadă cu totul deosebită. Veți merge în altă direcție. Acestea ar fi aspectele, deci este o rună benefică, este o rună care pozitivează această etalare negativă, la fel și celelalte trei pozitivează. Noi aici nu avem decât trei rune răsturnate care sunt negative și patru rune care vă anunță această schimbare benefică. Deci aici așteptați-vă să primiți o veste, dar o veste care vă, cum să spun, sau un răspuns, să primiți un răspuns din partea unui bărbat atletic, o persoană belegată, o persoană cu un aspect plăcut, care vă arată că puteți să faceți două alegeri. Ori mergeți pe un drum, ori mergeți pe celălalt drum. Acum rămâne alegerea voastră, să o gândiți, o alegere care poate să fie, să pară de lucruri mărunte, dar aceste lucruri mărunte se va aducă noroc și totuși dacă veți călători, o să vă deplasați sau faceți ceva, trebuie să aveți grijă să nu aveți o problemă de sănătate. De obicei, când apare coasa, ne gândim la o tăietură, la un accident, aspecte de genul acesta. Eu vă doresc numai bine,
Și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal să dezvolte, puteți să dați un like, puteți să vă abonați și nu vă costă nimic și vă mulțumesc.